Pentru cei care au fost sau au avut o relație cu o persoană cu tulburare de personalitate narcisistă, fie că a fost părintele tău, partenerul tău, un coleg sau cineva foarte apropiat, cu siguranță, valoarea ta de sine este cel mai probabil ruptă în bucăți. Poate că nu au mai rămas nici bucăți, doar firmituri sau poate chiar a dispărut complet. Pentru că narcisiștii sunt maestri în arta manipulării, care caut oportunități de a vă schimba, jucându-se cu mintea voastră, dar, bineînțeles, și cu valoarea de sine. Și reușesc acest lucru cu ajutorul diferitelor tehnici de manipulare, iar tehnicile folosite te-au schimbat treptat, te-au făcut să te îndoiești de tine, iar în timp să-ți pierzi încrederea de sine, valorile. Iar ele au fost înlocuite cu teamă, cu frică, neîncredere, iar în timp toate ți-au afectat și sănătatea ta. Vă salut, dragilor! Sunt Mariana și mă bucur să ne auzim la Vindecarea Sufletului. Recuperarea după o relație cu o persoană toxică sau o persoană cu tulburare de personalitate narcisistă este nevoie de înțelegere, susținere, dar este nevoie și de timp. Nu este ușor, știu, pentru că aud asta tot mai des. Unii spun, nu vreau să mai fac nimic, încerc în fiecare zi să mă ridic din pat și să trec peste tot, să cred că mâine va fi altfel, să cred că mâine va fi o nouă zi, dar nu reușesc. Ar trebui să înțelegeți că este atât de ușor să intri în depresie, în anxietate, dacă stai în casă. Așadar, nu vă izolați, forțează-te să ieși la plimbare, chiar fie ele și plimbări scurte. Căutați sprijin, înțelegere și comunicare în familie. Posibil că uneori îți iese aceste tehnici, alteori nu, dar este important să înțelegi că nu este vina ta pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Pierderea încrederii este o problemă atât pentru femei cât și pentru bărbați. Dar dacă faci ceva cât de mic în fiecare zi, apare conștientizarea și speranța că poți. Îți înțeleg durerea, dar amintește-ți că nu ești singur sau singură, mai ales că acum aveți acces la informare. Chiar dacă nu vă permite să lucrați cu un specialist, găsiți atât de multă informație. Dar ce pot face eu? Să vă încurajez și să aduc subiecte să vă fie de ajutor. Și aș dori să faceți câțiva pași mici, chiar din acest moment, chiar de azi, din momentul în care ajungi pe canalul meu și asculți această postare. Să faci ceva, să înțelegi că nu este vina ta. Fiecare persoană vulnerabilă, implicată într-o relație toxică, într-o relație cu o persoană narcisistă, se simte la fel. Acel comportament toxic și comportamentul acelei etape de manipulare a funcționat și te-a schimbat. Ar fi fost de ajutor dacă ai fi văzut semnele, steagurile roșii de la început, dacă ai fi înțeles această tulburare de personalitate. Din acest motiv, nu trebuie să te învinovățești. Da, după întâlnirea cu un narcisist, totul se schimbă și chiar te schimbă. Dar să înțelegeți, lipsa de empatie a unui narcisist, incapacitatea lor de a se simți vinovați, chiar și atunci când rănesc, nu au această empatie și capacitate de a simți ceea ce simțiți voi. Este posibil să începi să simți că nu vrei să spui nimic, nu vrei să faci nimic, te simți deconectat de tine însuți, nu știi ce să faci, nu știi ce vrei să faci? Nu mai știi ce vrei? Te simți pierdut? Nu știi cine ești și cu siguranță nu ți mai amintești de valorile tale. Nu mai ai încredere în tine, deoarece teama, frica au luat locul încrederii de sine, iar valorile tale au fost călcate în picioare, au fost ruinate. Dar este esențial stabilirea unor limite, dar și întreruperea legăturii sau de a intra în contact cu aceste persoane. Este vital pentru vindecarea și autodescoperirea voastră, implicând blocarea, oprirea comunicării cu aceste persoane.
stabilirea limitelor, căutarea sprijinului, conectarea supraîngrijirii de sine și menținerea angajamentului față de limitele pe care voi le impuneți să le respectați, adică respectarea limitelor pe care chiar voi le stabiliți, să nu acceptați nici voi să le încălcați. Angajați-vă în activități care vă ajută să lăsați trecutul în urmă, să practicați autocompasiunea, conștientizarea, acceptarea, de a lucra cu un specialist, să mergeți la terapie, concentrarea asupra sănătății fizice, asupra alimentației, asupra aspectului, bucuria de a practica activități de construire, descoperire, construirea unui sistem de sprijin, fie că vorbim de familie, de prieteni, oameni care vă sunt aproape și nu vă judecă, nu vă critică, doar vă ascultă. Învățați să utilizați afirmații pozitive, să vorbiți frumos despre voi, să fiți blânzi cu voi, să vă acordați prioritate prima dată nevoilor voastre, să aveți grijă de odihnă, de alimentație, de aspectul vostru, de valorile voastre și, bineînțeles, puterea voastră emoțională crește. Să lucrați la reconstruirea stimei de sine și a încrederii după această despărțire, după această încetare de relații, indiferent că vorbim de un părinte, de partener de viață sau un coleg, să încheiați orice legătură. Dacă vorbim despre un părinte, să încercați să interacționați cât mai puțin cu ei. Nu vă implicați în discuții adânci, nu dați detalii despre viața voastră, despre deciziile voastre. Sunteți unici și speciali. Deciziile pe care voi le luați, voi sunteți responsabili și vă asumați. Așa că nu este nevoie să ceri permisiunea o altei persoane atâta timp cât ești adult. Să fiți blânzi, blânzi față de voi, să nu vă judecați sau să vă criticați. Învățați să utilizați afirmații pozitive, comunicați deschis și direct, fără să vă fie teamă. Evitați să gândiți prea mult la timpul trecut. Ține mintea ocupată cu activități care nu îți permit să te mai întorci în trecut nici măcar cu gândul. Încearcă să citești, să te plimbi, să socializezi, dar să rămâi în zona ta de confort. Practică bunătatea. Oferă bunătate celor care au nevoie de ajutor și prin bunătate vei primi bunătate și o mulțime de satisfacții. Dar să învățați că bunătatea este oferită, dar nu în detrimentul vostru. Faceți lucruri pe care poate nu le-ați mai făcut niciodată. Ca de exemplu, susțineți cauze caritabile, implicarea în activități de ajutor, fie că vorbim să îngrijiți niște animale, copii, bătrâni. În acest fel, nu vei dori să pierzi prea mult timp cu autocompătimirea sau să te gândești în trecut sau să te privești ca o victimă. Fiți mândri și bucurați-vă de fiecare zi, de fiecare zi în plus de parte de abuz. Libertatea este mult mai importantă, iar iubirea înseamnă libertate. Petrece timp în natură, găsește în fiecare zi cel mai important și cel mai bun moment al zilei. Practică recunoștința, iubirea, înțelegerea. Vorbiți și spuneți lucruri frumoase despre voi. Bucurați-vă de ele. Tu ești o persoană unică și specială. Învață să spui nu atunci când ceva nu te face să te simți bine sau nu dorești să faci acel lucru, fără să-ți fie teamă că ai putea supăra pe cineva. Dacă te vei gândi la acest lucru, gândește-te cum te vei simți tu. Dacă vei da un răspuns în favoarea altora și mai puțin al tău. Mai ales dacă ești o persoană foarte prietenoasă, foarte deschisă, învață să fii realist și direct, ținând cont de valorile și nevoile tale. Învățați să nu dați sfaturi fără să vi se ceară. Găsiți pozitivul în fiecare situație. Dacă nu aveți pe nimeni, nu aveți cu cine să vorbiți, luați-vă un animal de companie. Dragostea de animale este minunată. Iubirea nevinovată este atât de pură. Încearcă să ajuți, să ajuți pe cei care au nevoie, dar întotdeauna nu în defavoarea ta. Împărtășiți experiența cu oameni
cu care puteți să vorbiți sau împărtășiți experiența voastră cu cei care simțiți că trec într-o situație asemănătoare și ei puteți da un exemplu din experiența voastră încât ei să poată învăța. Nu ai idee cât de mult îi ajuți, exprimând sau expunând experiența ta. Iar dacă poți să faci acest lucru, poți să împărtășești experiența ta în câteva rânduri în cutia mea de comentarii, posibil experiența ta să ajute și alte persoane. Fiecare victimă sau fiecare persoană care a trecut într-o asemenea experiență este cu adevărat o persoană minunată. Nu rămâne în singurătate, nu rămâne în tăcere. Pune muzică, ascultă muzică, relaxează-te, fă exerciții de yoga, exerciții de relaxare, învață să fii fericit, să apreciezi viața, faptul că existi și că ești liber. Distrează-te și învață să fii recunoscător. Admiră persoana care ești cu adevărat. Să vă dați voie să greșiți, pentru că dacă nu veți greși, nu vă veți dezvolta. Mulți privesc greșeala ca un eșec, ca ceva dureros, ceva crunt. Dar să nu uitați că fiecare experiență neplăcută este o nouă etapă către dezvoltare. Nu te mai baza pe alții pentru a-ți oferi o zi fericită, să nu ai așteptări sau să aștepți ca cineva să-ți ofere o zi fericită. Tu ești cel care poate să facă acest lucru. Vă puteți oferi o zi fericită oricând doriți voi. Este doar nevoie să vreți și, bineînțeles, de practică. Practică acest lucru să înveți să-ți oferi bunătate și fericire atunci când simți. Am convingerea că informațiile vă sunt de ajutor. Iar dacă crezi că ar mai ajuta încă un suflet ca tine, nu uita să dai mai departe. Dacă aveți comentarii, întrebări sau subiecte pe care doriți să le aduc aici, vă rog să le lăsați în cutia de comentarii și voi veni asupra lor. Dacă vreți să împărtășiți experiența voastră cu mare drag și admirație, posibil mai ajutați și pe altcineva. Până data viitoare vă trimit gânduri bune, vă iubesc cu inima și vă îmbrățișez cu sufletul.